și gorjenii au început să-și taie porcii de frica pestei. La Țânțărene au fost sacrificate cele mai multe animale. Degeaba le spune primarul oamenilor să lase bietele animale în pace. Teama este prea mare. Au început să taie, m-au întrebat dacă să-i taie sau nu. Eu nu pot să le spun nici așa, nici așa. Fiecare, că dacă le spun să nu, le-am spus, cum a zis medicul veterinar, că deocamdată nu avem suspiciune și după ce există suspiciunea, mai durează încă două săptămâni până când fac analizele ca să facă dovada că e pestă sau nu. Oamenii ce dau pe la televizor și peste tot sunt speriați. Ieri din satul de la Chiuciura chiar îmi spunea: Doamnă, vin astăzi să ne ia porcii din curte. Nu mâncați asta, sufletul, stați liniștiți că nu va nimeni porcul din curte. Și în Turburea e zarvă mare de când virusul a ajuns la granița cu Gorjul. Aici vorbim de jumătate de comună care este recunoscută pentru creșterea animalelor. Teama deja, vedeți dumneavoastră, este cam în toată țara și a început și la noi în județ, vis-a-vis și în comuna pe care o reprezint. Și într-adevăr, majoritatea, pentru că Turburea are 5 sate componente, dar în satul Poiana sunt mulți crescători de animale. Și acolo vorbim cam jumătate din comuna Turburea. Adică vorbim de circa vreo 800 de familii care, să zicem așa, în ăștia 800 de familie, peste 90% sunt crescători de animale. Și cred că nu există gospodărie care nu are minim 10 porci. Nu vorbesc de mai mult, că au și câte 30. Între timp, singurii care au de câștigat sunt agenții economici care comercializează lăzi frigorifice, pentru că oamenii trebuie să congeleze carnea.